Comuna Cornereva este așezată în partea estică a județului Cara Severin, limita dintre est fiind județele Gorj și Mehedinți. Pe teritoriul comunei Cornereva se desfășoară cea mai mare parte a munților Cernei, așezarea propriu-zisă fiind situată într-o microdepresiune a acestor munți. Pe văile sau pe dealurile depresiunii, uneori chiar pe culmile mai joase, se întind cele 40 de sate ale comunei Cornereva, ceea ce face ca munții Cernei să fie cei mai populați munți din județul Cara Severin. Pe teritoriul comunei Cornereva a fost descoperită o unealtă de piatră, șlefuită și perforată, ce datează din Neoliticul târziu, fapt ce demonstrează că aceste locuri au fost locuite din cele mai vechi timpuri. Cornereva a fost atestată documentar în anul 1518, fiind o localitate de graniță în timpul Imperiului Austro-Ungar, când s-au realizat și primele recensăminte la așezărilor umane din zonă, dar se crede că au existat așezări omenești cu mult timp înainte. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, serviciul religios se oficia într-o biserică din lemn, care a fost incendiată de turci. Actuala biserică, construită în stil baroc vienez între anii 1797-1805, renovată și repitată de-a lungul timpului, este în prezent locul de rugăciune și întâlnire al sătenilor. Iconostasul este de o frumusețe aparte și reprezintă podoaba bisericii. Biserica posedă unele obiecte de cult, cum ar fi icoanele pictate pe lemn, cu valoare de patrimoniu. Cea mai importantă apă curgătoare, al cărei bazin hidrografic se află aproape în întregime pe teritoriul comunei Cornereva, este râul Belareca. Acest râu izvorește în zona satului Arsuri, între cleanțul Preluchii și vârful Cozia din munții Cernei. În estul comunei Cornereva curge râul Cerna, ce formează hotarul natural dintre comuna Cornereva și județul Mehedinți. Datorită condițiilor naturale, ocupațiile de bază ale locuitorilor sunt creșterea animalelor, cultura pomilor fructiferi, precum și o îndelernicire străveche, apicultura. Pentru satisfacerea nevoilor proprii, pe cursurile râului Belareca și al afluenților săi au fost construite mori de apă,
pot fi văzute moara lui Lascăr Boască, moara lui Nicolae Nemeș, moara Poloieștilor, moara lui Nicolae Brânzei, moara lui Adam Gherghescu și vâltoarea familiei Dărăban, care sunt funcționale încă de la începutul secolului 20. Oamenii locului vă vor întâmpina cu ospitalitatea românească binecunoscută, oferindu-vă preparate tradiționale, gătite din produsele obținute în gospodăria proprie. Eu fac moșul cât afanină la moară, că n-am mai avut. Am pus apă în caldare să fiarbă. Punem faninul un pic așa. Acum dăm câta pumâtca. Facem un pic de șir, cum se spune la noi, să îngroașă. Am dat cu mâtca, acum punem fanina, așa, și o lăsăm un pic să fiarbă. În cigane punem brânza cu aurii, să facem jumară, pe lângă cârnatul fript și brânza frită. Cât mestecăm coliașa, după ce o fiert un pic, așa. Așa să fac toate. La una. Să o mestecăm. Așa, cu facăul mestecăm în continuare până se îngroașă. Să fac și jumările. Și după aia vine turnată pe cinieri, să spune la noi. Am mai pus o țâră fanină să se mai îngroașă, să nu fie subțire. Să o putem turna pe cinieri, trebuie fiartă, ca să nu rămână cu plumbi, cu coroacă, cum se spun la noi. Este căcată bine cu facalețul. O rugăm de pe cuptor, facem un pic așa cu ea, să se gălbitească de pe tuși. Acum întoarcem pe cinieri. Imediat sunt gata și jumările.
Mai punem un lemn pe foc. Da, noi la Pornereva, când vine cineva străin sau musafir, imediat punem caldarea pe polea și facem ca cârnat fric, câta brânză, câtea jumoară și i-am omenit. Acum mâncarea e gata și vă invităm să veniți la noi la masă, la Pornereva. Zestrea culturală a zonei se păstrează din cele mai vechi timpuri, dovadă fiind costumele populare care au un festival al lor denumit Balul Izmenelor, desfășurat pe la începutul lunii martie, precum și obiceiurile locului, cum ar fi măsuratul oilor, desfășurat în prima jumătate a lunii mai, nedeia satului în ziua de 15 august și obiceiurile din preajma sărbătorilor de iarnă.